Aș vrea să încep cu titlul pe care l-am dat întâlnirii noastre și anume am întrebat cu ironie de ce ne-ar mai plăcea să citim clasici când multă lume îi socotește plicticoși sau depășiți. Da, nu văd de ce ar fi un clasic mai plicticos decât un contemporan. Poate chiar din potrivă, un contemporan te poate plictisi pentru că e o viață prea la îndemână, pe când un clasic îți oferă diverse teme la care nu ai acces atât de direct. Oricum, clasicii nu sunt plicticoși, dar ca să-ți dai seama de acest lucru, trebuie să-i citești. Oamenii îi consideră plicticoși tocmai pentru că nu-i citesc și am nenumărate exemple de oameni care s-au temut de anumiți autori și în momentul în care i-au citit, fie că e vorba de autori din antichitate, fie că e vorba de autori din secolul XIX sau orice fel de autor pe care îl numim clasic, când i-au citit, au constatat că e nemaipomenit și că se distrează și i-au regăsit extraordinar de proaspeți și de vii. Clasicii sunt autori foarte proaspeți. Tocmai asta e caracteristica lor. Se păstrează proaspeți la nesfârșit, adică au trecut deja proba timpului. Pe când contemporanii n-au trecut-o încă. E foarte bine că îi citim și pe contemporani, dar în același timp putem să știm că nu-i chiar sigur că urmașii noștri îi vor citi pe contemporani. În schimb, pe clasici îi vor citi cu siguranță în măsura în care cititul va mai fi o activitate și eu cred că va mai fi o activitate. Cartea a câștigat întotdeauna. M-am gândit mereu că dacă s-ar face un concurs de premiu Oscar între carte, la care ar concura cartea și toate celelalte activități umane, să le spunem, de divertisment, cartea ar câștiga. E de departe cea care a câștigat în competiție de-a lungul timpului. Adică gândiți-vă la toate celelalte activități umane și cartea rămâne pe unul dintre primele locuri. De unde credeți că vine teama asta față de clasici? Ideea, prejudecata că a citi un clasic e o corvoadă, e un lucru dificil, școala are vreun rol sau felul cum sunt făcute antologiile școlare? În general, sigur că tot ce e obligatoriu și clasicii au intrat în manuale și în școală, tot ce e obligatoriu stârnește o reacție de respingere. Și am spus-o în ultimul timp destul de des, una dintre metodele de a retrezi interesul pentru cărți ar fi să se interzică cărțile. Nu trebuie luat ad literam ce spun. Am spus la o dată la o întâlnire la un liceu și m-am pomenit că pe un blog un elev a spus: Ioana Pârvulescu dorește să se interzică cărțile. Sigur că nu vreau acest lucru, dar vreau să spun că întotdeauna când ești obligat să faci un lucru, asta e suficient ca să-ți displacă. Și dimpotrivă, când nu ți se dă voie să faci un lucru, e suficient ca să te stârnească și să-ți trezească interesul. De aceea, de pildă, Iubirile Imposibile erau cele mai pasionate, pentru că ele stârneau toate energiile dintr-un om. Pe când o iubire care e prea la îndemână devine, ți se pare că devine plicticoasă. Așadar, sigur că și aici e o discuție de făcut, dar spun în linii mari. Așadar, clasicii, în momentul în care devin materie școlară și sunt citiți la o vârstă nepotrivită, într-adevăr pot să
trezească această reacție contrară. Mă gândesc că în momentul în care elevii din Franța îl citesc, să zicem, pe Racine sau pe Corneille sau pe Voltaire sau ce ori mai avea ei în programă, cu siguranță că o fac prea devreme. Asemenea, autori nu sunt pentru vârsta școlară. La noi, un caz cu totul special este Ion Creangă. Eu îmi amintesc că citindu-l în școala primară, nu mi-a plăcut deloc, am avut oroare de el, pentru că, pe de o parte, nu aveam experiența vieții la țară și nu înțelegeam duritățile de acolo, cum se poate ca mama să-i ascundă hainele, toate cruzimile care sunt în Creangă, pentru că sunt multe cruzime acolo, nu înțelegeam nimic din el, apoi limbajul mi era complet străin, erau mult prea multe moldovenisme ca să pot să înțeleg și, în general, nu înțelegeam ce poate fi amuzant în amintiri din copilărie care erau la clasele 1-4, pupăza din tei, toate astea, scoală, duglișule, deja numai asta și mă nebunea de necaz. Nu-mi plăcea. Pentru că abia în facultate să-l descoper cu adevărat pe Creangă și să mă îndrăgostesc de el, astfel încât astăzi îl socotesc printre geniile geniilor care au existat la noi, să înțeleg umorul extraordinar de subtil, viziunea asupra vieții și așa mai departe. Alt exemplu, pașoptiștii, care tot așa ni se puneau obligatoriu tot felul de poezii patriotice ale lor, de ajuns să o iei la fugă. Nu înțelegeai ce poate fi interesant aici. Când i-am descoperit pe cont propriu, mai ales cu viețile lor, care sunt cu adevărat geniale, talentul literar era și nu era, dar viața era cu adevărat extraordinară, atunci le-am înțeles și scrisul, atunci m-am apropiat de ei, astfel încât azi pot să fac parte dintr-un club al pașoptiștilor. Așadar, nu avem de ales. Pe de-o parte, nu putem să ignorăm pe clasici dacă nu dăm niște mici, cum să spun, metode de înțelegere, e riscul ca mai târziu unii oameni să nu-i mai citească deloc și ar fi o pierdere cumplită, pentru că, în fond, în clasici e strâns până la urmă, cum să spun, e strânsă experiența de viața omenirii. Acolo, la clasici, la contemporani, adeseori e doar privitul pe gaura cheii. Asta este de multe ori în pagini contemporane, pe când la clasici sunt niște adevăruri verificate de-a lungul vieții. Da, clasicii sunt de clasă, cum spun eu mereu. Editorii de astăzi, ca să facă cititorul să-și depășească această prejudecată, folosesc tot felul de metode. În prefața la Alesul Thomas Mann, vorbiți despre cum a fost prezentată cartea de diferiți editori, unul în o ediție franceză are pe coperta a patra, Alesul este povestea unei genealogii pervertite cu secrete de alcov, scandaluri mușamalizate, acumulare de incesturi. De ce folosesc genul ăsta de strategii? Da. Nu duce la un fel indistinct de a vedea valori? Da, e tocmai pentru că încearcă să cucerească un public care e amator de acumulare de incesturi și mai are un ton zglobiu, așa, această prezentare care m-a revoltat, de fapt. Spune, să te apuce amețeala, nu altceva, cum spune unul dintre personaje. Adică e folosit un ton din ăsta pe care l-aș vedea folosit mai degrabă la un debutant. Într-un fel, așa este. În cartea lui Thomas Mann e o acumulare de incesturi, dar tonul folosit
te face să crezi că e vorba de o poveste de tip contemporan, din aceea cu vulgaritate, cu privit prin gaura cheii, cum spuneam, ori tocmai că la Thomas Mann nu găsim așa ceva. Sunt toate aceste lucruri, dar la un nivel de literatură, de intensitate literară și a vieții în același timp, pentru că pentru mine termenii sunt legați, pe care nu o găsești la tineri autori care scriu cărți de acest tip. Ce vă place? De ce v-ați apucat să recitiți Thomas Mann? Thomas Mann e dintre autorii mei favoriți și pe care îi recitesc periodic. Iau când una, când alta dintre cărțile lui, dintre marile lui romane sau dintre novelele lui. L-am descoperit târziu, în facultate, tot așa. Este o dragoste târzie de facultate abia. Răspundeam unuia dintre cititorii dumneavoastră de pe Contributors, care spunea că la ce bun să mai recitești Muntele Vrăjit. La rândul meu i-am răspuns că mi s-a pus această carte în mână în clasa 8-a. Titlul era înșelător pentru mine. Muntele Vrăjit mă trimitea mai degrabă la basme, la ceva magic. De altfel, titlul francez era La Montagne Magique, Muntele Magic. Multă vreme așa a fost cunoscută această carte în România. Muntele Vrăjit, Muntele Magic, și eu ce citeam atunci în clasa 8-a? Cum cineva se duce la Davos, la un sanatoriu, și acolo, în loc să plece așa cum ar fi trebuit, e vorba de Hans Castorp, tot stă mai mult, pare așa puțin ținut cu forța acolo, nu înțelegeam nimic, nu mă distra nimic, mi s-a părut că e o carte care nu are ce să-mi spună. În facultate am făcut un curs opțional, Thomas Mann, cu domnul profesor Gelu Ionescu. Probabil că ați auzit de el. Ulterior, el a fugit, cum era atunci, în comunism, a fugit în Germania și avea emisiune la Europa Liberă. Și la acest curs am reînceput să-l citesc temeinic și sistematic pe Thomas Mann și l-am citit în întregime, am citit toate romanele și abia atunci am început să înțeleg ironia formidabilă, înțelegerea. Cred că ce mă atrage cel mai mult la Thomas Mann este faptul că el are o înțelegere nesfârșită a omenescului și o ironie care arată că e inteligent, nu face parte din categoria naivilor. De obicei îi disprețuim pe cei care nu înțeleg, să zicem, duritățile vieții sau josniciile ei sau lucrurile de acest fel. Ori la el se vede că le înțelege, dar în același timp le înțelege cu o privire ultimă, aș spune. Și o să vă dau exemplu cu chiar această carte. De curând am recitit o altă carte minunată, Dialogurile lui Eugen Ionescu cu Claude Bonfoy, Între viață și vis. Și acolo am dat peste o frază care îi plăcea lui Eugen Ionescu, o frază din Shakespeare: lumea este o poveste de nebuni, nu lumea, viața este o poveste de nebuni povestită de un idiot. Așa spunea Shakespeare, asta i-a plăcut lui Ionesco și cumva cred că explică tot teatrul lui Ionesco. La Thomas Mann, prima parte a acestei afirmații e adevărată. Lumea este tot o, sau viața este tot o poveste de nebuni. Pentru că ce se întâmplă aici în Alesul este o poveste de nebuni, fără îndoială. O dragoste între frate și soră, de pe urma căreia
ia nașterea acest copil care e pus într-un butoi, ajunge să fie crescut la o mănăstire, pleacă de acolo la 17 ani, se întoarce, dă peste mama lui, se căsătorește cu ea și face la rândul lui copii și așa mai departe până ajunge papă. E o poveste de nebuni, fără doar și poate. Însă la Thomas Mann, cel care povestește, și el întotdeauna are un povestitor care e personajul lui cel mai puternic, cel care povestește nu este un idiot, ci este un om bun, înțelegător și care vede destinul. Altfel spus, viața e cum e, nebunească, dar întotdeauna la sfârșitul vieții vezi destinul fiecărui om, care dă o coerență, dă un rost. Thomas Mann crede în rostul vieții și aici se deosebește de Ionesco, care căuta sensul vieții, dar se izbea tot timpul de absurdul ei. La Thomas Mann, absurdul acesta este depășit de un narator clement, naratorul lui din Alesul se numește Clemens, de un narator înțelegător, tolerant, care înțelege perfect cruzimile vieții, înțelege perfect mizeriile ei și ne ajută pe noi cititorii să străbatem momentele crâncene din carte, consolându-ne în fel și chip și scăldând totul într-o ironie care este pur și simplu binefăcătoare. Este aproape terapeutică pentru tot ce se întâmplă în lume în general. Și atunci n-ai cum să nu iubești un asemenea narator. Și aș opune naratorul din Thomas Mann, acest Clemens, Clementul, și care întotdeauna și în alte cărți apare sub alte denumiri un narator asemănător, de exemplu un Dr. Faustus, l-aș opune cu ceea ce se întâmplă astăzi. Nu știu dacă ați observat, cu siguranță că da, astăzi chiar când se scrie despre un om, o monografie, se caută numai rău din viața lui și este scotocit și scos la iveală cu voluptate și cu bucuria răului, fără strop de înțelegere. Dimpotrivă, naratorii de azi, fie ei în proză, dar și în proză, fie ei în cercetarea literară, sunt inclemenți. Ar fi numele de inclemens, nu clemens, ca aici. Sunt judecătorii absoluți, care nu numai că nu văd destinul omului sub micile slăbiciuni ale fiecăruia, ci, cum spun, parcă sunt scotocitori de rău și sunt fericiți, exultă când găsesc ceva rău. S-a pierdut tot mai mult în ziua de azi această clemență, această privire din perspectiva destinului care dă un rost. Îmi plac cărțile lui Thomas Mann pentru că e un rost în ele și este această terapie a înțelegerii. Înțelegerea e o terapie, toți vrem să fim înțeleși până la urmă și să înțelegem. Multe din, de fapt, cred că majoritatea textelor dumneavoastră sunt dedicate, analizează sfârșitul secolului al XIX-lea românesc. Ce mi se pare atât de special în privitor la acea perioadă, acel interval? Nu întâmplător se numea perioada aceea Belle Époque, epoca frumoasă. Și aici am avut dispute cu multă lume. Și anume, mi s-a spus, de fapt, lumea, și mai ales lumea românească, pentru că romanele mele se petrec în București, lumea a fost întotdeauna la fel, oamenii au fost întotdeauna ca astăzi, și epoca aceea, de fapt, este idealizată de tine, mi se spunea, pentru că ea era la fel de rea ca oricare epocă. Nu pot decât să spun că, cu toată ființa mea, mă opun acestei păreri. Epocile prin care trece omenirea sunt ca epocile prin care trece un om. Eu nu pot să spun că, în ce mă privește, de pildă, sunt la fel acum cum eram la 40 de ani, cum eram la 20 de ani, cum eram la 15 ani.
a existat un moment de grație în viața mea, îl știu care e, nu are importanță, nu acum vom vorbi despre el, dar un interval de grație există în viața fiecărui om. Sau aproape fiecărui om, un interval mai bun decât celelalte. Și privind în urmă, fiecare își poate stabili acest interval în propria viață. Așa e și la nivelul istoriei României și, în general, chiar a istoriei omenirii. Acel interval de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fin de siècle, cum se numea, și începutul secolului 20, a fost un moment de grație din toate punctele de vedere. El se explică destul de clar. Secolul al XIX-lea a fost secolul marilor descoperiri, de la care a schimbat fața lumii, pur și simplu a schimbat fața lumii, de la puterea aburului, tren, mai târziu, la sfârșitul secolului, motoarele, automobilele, dar chiar de curând l-am descoperit pe inventatorul dușului. Inventatorul dușului este un medic francez, se numea François-Marie de la Bost. Și pentru ce credeți că a inventat el dușul? Asta arată, era chiar la începutul epocii frumoase, în 1872. Cine și-ar închipui pentru ce a inventat el dușul? Pentru închisoare. Exista o închisoare în Rouen, unde acest medic era chirurg și devenise medicul șef al închisorii din Rouen. Stabilit că igiena deținuților lăsa de dorit și a făcut cabine de duș și dușuri ca ei să se poată spăla cum trebuie. Închisoarea, în paranteză fie spus, se numea Bonne Nouvelle, vestea bună. Mă întreb care putea fi vestea bună când ești în închisoare, dar dușul justifică numele dat închisorii. Dau exemplu povestea cu dușul ca să vă dați seama ce tip de lucruri se întâmplau în această epocă. Toate invențiile formidabile ale omenirii, becul electricitatea, becul electric și multe, multe altele sunt din fonograf, tot ce ne putem imagina, aspiratorul e din Belle Époque, primele aparate de aer condiționat, care sigur că erau câte o încăpere de mari și câte și mai câte, tot la tot ce vă puteți gândi în domeniul acesta al invențiilor, este sfârșitul de secol și începutul de secol 20. Ori, întâmplându-se lucrurile în acest fel și omenirea având impresia că a intrat în sfârșit pe un făgaș bun care îi va duce numai spre bine, oamenii au prins o încredere pe care n-au mai avut-o niciodată înainte și niciodată după. Era un moment de grație sufletească și de încredere. Oamenii și-au închipuit și avem mărturii nenumărate în jurnalele sau scrierile, memoriile scriitorilor sau în multe alte locuri, în scrisori, în tot felul de mărturii. Oamenii și-au închipuit că omenirea e pe calea cea bună, că nu vor mai exista războaie și că omul, prin invențiile tehnice, va progresa în continuu și va trăi într-o lume de vis, într-o lume minunată. Deși această credință era o mare iluzie și s-a dovedit că lucrurile s-au întors exact pe dos, împotriva omului, ea a dat o stare sufletească bună oamenilor. Și pentru asta mi-am stabilit eu romanele în Belle Époque, pentru că a fost epoca în care, sufletește vorbind, oamenii se simțeau bine. Cu toate că erau nemulțumiți și ei de vremea lor, cum suntem întotdeauna. Mă întreb dacă a existat vreun moment în care omul să fie mulțumit de ceea ce îi se întâmplă. Dar cu toate astea, ei se simțeau totuși bine sufletește, pentru că aveau încrederea, cei mai mulți dintre ei aveau încrederea în bine, în viitor, aveau niște îndrăzneli nemaipomenite. Eu sunt de pildă absolut convinsă, Thomas Mann e născut în această epocă, în 1875.
Sunt absolut convinsă că, de pildă, Einstein, cu teoria relativității, n-ar fi putut apărea altcândva decât la începutul secolului al XX-lea, pentru că atunci gândurile oamenilor erau atât de îndrăznețe, încât spărgeau toate barierele. Era vorba de pur și simplu și de încredere în ce poți gândi și în ce ai voie să gândești. Ulterior ne-am blazat, ulterior am văzut că lucrurile sunt altfel, au apărut războaiele, au apărut cele două războaie mondiale, Holocaustul, niște grozăvii, care nu ne mai permit niciodată, cred, să avem acel suflet înaripat pe care îl aveau ei. Și de aceea mi-am ales această perioadă de timp, am ales-o pentru că mi se pare, am ales-o cu grijă, nu la întâmplare, mi se pare într-adevăr cea mai bună, dar firește... Ați ales-o sau v-ați simțit S-a impus. Cunoșteam această perioadă și am ales-o. Nu, am ales-o. Dar am ales-o și pentru că o cunoșteam foarte bine. Citisem foarte mult, astfel încât, într-adevăr, aproape că pot să spun că mă simt ca și cum aș fi trăit în acea perioadă. Da, sunt epoci în care oamenii se îndreaptă mai degrabă spre trecut, își îndreaptă atenția mai degrabă spre trecut. Epoca aceasta în care oamenii văd, se gândeau mai mult la viitor. Astăzi, la ce ne gândim? La burtă. Astăzi ne gândim la prezent, bani, ne gândim la bani, ne gândim la imediat, ne gândim la noi. Ei nu se gândeau la ei, se gândeau la urmași sau la cei de aproape. Astăzi ne gândim la noi, astăzi noi suntem totul, banii ne preocupă prea mult, mâncarea și alte lucruri, și atunci se mânca și încă mult mai bine decât azi, după părerea mea. Dar gândul lor era totuși la celălalt și la viitor. Eu cred că poate și de asta m-am ocupat de această epocă, pentru că era momentul în care oamenii intrau firesc în pielea celuilalt și erau prevenitori, era o epocă de politețea categoric era la nivelul ei cel mai de sus, și prin politețe, am mai tot spus-o, nu înțeleg niște convenții de tip asta e voie să faci, asta nu e voie, ci acea prevenitoare atitudine în care vii în întâmpinarea celuilalt. Deci ei, în loc să se gândească la ei, cum facem noi, probabil că și eu bănuiesc, dar am mai învățat câte ceva de la ei totuși, ei se puneau imediat în pielea celuilalt și căutau să facă în așa fel încât celălalt să se simtă bine. Bineînțeles că asta era cu reciprocitate și atunci se simțeau bine împreună și se bucurau unii de alții. Era, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, mult mai bine că exista și rău, că existau excepții, sigur că existau, nu se îndoiește nimeni, dar, cumva, statistic vorbind, binele era pe primul plan și asta le-o spun și studenților mei ca să-l înțeleagă pe Caragiale, totuși, care e mult deformat. În acea epocă, rolul principal îl deținea binele și răul avea rolul secundar. Caragiale ironizează partea de rău tocmai pentru că era oarecum un lucru care merita luat în seamă, tocmai prin faptul că nu era chiar la îndemână, te izbește ceea ce iese din obișnuit. Chiar dacă răul lui are valoare tipică, asta e altă discuție, dar răul era personajul secundar în epoca aceea și binele era personajul principal.